Planton 3 în seara aceasta este domnul elev fruntaș Păunte. Nu se poate! Îndrăzneala lui a depășit o anumită limită. Eu îmi încep ziua cu migrarea, în cam 5 minute trebuie să fiu jos. Sunt Paul Andrei Bogdan, al doilea, și am 16 ani. Într-un an jumătate n-am putut să găsesc dimineață cu chef de migrare. Și nici eu, nici colegii mei, din câte mi-au spus. Băieți! De la 6 și jumătate până la 6:45 ne îmbrăcăm, ne spălăm pe față, pe dinți. Știu că vreți să stați cu mine toată ziua, dar măcar la baie lăsați-mă și pe mine, poate. Să dau cu un fără chiar e bine. Ne distrăm, ne înțelegem foarte bine și facem toate nebunile împreună. Da, la jocul cuvintelor cu Dan Negru, atunci ne uităm mereu. Eu, sincer, mă uit cu colegul meu de cameră la... Depinde ce este pe televizor, dar mă uit la jocul cuvintelor cu Dan Negru, tu urmezi diferite programe quiz show. Bune, mai stai tata la baie? Pot spune că am avut noroc cu sectorul sala de sport. Dimineața nu mă grăbesc să ies pe sector, deoarece nu merg dimineața. Uniforma noastră este formată din cămașă, pantaloni de uniformă, veston cu cravată, capela și bocanci. Păi și bocanci pe care încă nu am luat, trebuie să iau. Acum îmi fac patul, pentru că nu este foarte bine aranjat, și mă duc după la masă. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Domnule de la cantină sunt chiar de treabă, mereu le spun sărut mâna și ele îmi spun: bună, Poiule! Sunt Anișoara Udrea, lucrez în liceul militar de când s-a înființat, aproximativ 7 ani. Mă ocup cu distribuirea alimentelor, deci preluarea alimentelor din depozit, cu prelucrarea lor. Masa de dimineață poate fi foarte bună sau nu, în funcție de zi. Dacă avem miere și unt, este extraordinară, sau cremuști. Dacă nu avem, nu e chiar atât de bună. Unii fac poftul. Sunt copii, noi înțelegem. Pieptul de pui îl preferă, deci carnea de pasăre, la ciorbiță, perișoare și supa cu găluști. De foarte multe ori am cerut porții în plus, mai ales când este orez cu lapte. Copii care cer și 2 porții în plus, li se oferă, deserturile le plac, deci prăjiturile da, indiferent ce le oferim. Doar că sunt copii mofturoși la mâncare, deci preferă KFC-urile, preferă ca orice copil. Noi înțelegem și noi avem copii. Domnule Maier, compania unui elev este aduată pentru raportul și inspecția de dimineață. Bună dimineața! Sunt aici! Compania e drept pentru inspecție înainte. Marș! Pe loc de pauză. Elevii gradați începe inspecția de dimineață. Grupă drept. Grupă pe loc de pauză. Grupă pe loc. Grupă drept, grupă pe loc, de pauză. E carnetul? Raportiză. Grupă drept. Grupă drept. Cartea de identitate. Oameni, domnul, de ce? De ce? Pentru... A trebuit să ne facă copii. O băieție pentru SS-uri. Elevii gradați, luați locul formației. Companie drept, în formație. Marș! Probleme la butonul 1.
Da, noi de aici, noi mai era potențe sunt probleme. Nu doc pe loc, mai era sunt maiorul Jianu, comandant de companie și instructor la compania 1, elev de la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu. Sunt în colegiu din anul 2019, am venit imediat după finalizarea celei de-a treia misiuni în teatru de operații. Practic, la prezentarea mea în colegiu, mai aveam încă praf din Afganistan pe bocanci. Comandanții de companie și ajutanții sunt oameni buni. Pe Andrei l-am cunoscut în momentul în care s-a prezentat la colegiu și foarte repede l-am etichetat. Uneori suntem gălăgioși și chiar este nevoie să ne pedepsească. Îndrăzneala lui este la a depășit o anumită limită și am acordat o atenție deosebită în sensul că am vrut să-i corectez acest lucru. Foarte repede mi-am dat seama că este o calitate. Ne oferă sfaturi, ne îndrumă, încearcă mereu să ne pună pe un drum mai bun. Andrei este un copil jovial, dar este un copil sincer, se preocupă foarte mult și de învățat. Am 2 ore de mate și ultimele ore. Stand up! Thank you, sit down. We are more exposed to fake news in the online. Cum a fost Andrei astăzi la ore? A fost foarte bine. Cam fiecare zi am învățat, am scris, mi s-au verificat temele. Am înțeles că ultimele 2 ore matematică ai avut, nu? Da, a fost puțin mai greu, eram puțin obosit, dar m-am descurcat, ce pot să spun. Uh-huh. A început raportul, poți mai să stai, mă duc? Mai stai un pic, sau hai. Deja întârzi. Bine. Cu ton de serviciu la ton de rană. Planton 2, ton de rană. Planton 2, ton de rană. Unde? M-a ținut domnul locotenent să mă filmeze. Gesticuleze. Cine te-a ținut? Domnul locotenent m-a ținut să mă filmeze. Dar știai ce activitate? Știam. Pârvu, planton 3, seara aceasta este domnul elev fruntaș Păun. Iar pe timpul plantonului îmi scrie un eseu cu următoarea temă. De ce este important să ne încadrăm în programul orar al colegiului? Nu vreau să-mi spui reperele din programul orar, îmi spui de ce este important să ne încadrăm în programul orar al colegiului. Te rog să-i informați. Am înțeles. Dacă întârzi la adunare, nu consider că este o pedeapsă chiar o pedeapsă. Nu consider că este o abatere chiar atât de mare încât să primesc un planton. A venit puțin mai târziu, adică raportul companiei deja a începuse și a fost sancționat. Sancțiunile pe care le primesc ei sunt mai ample decât ceea ce se vede. În cazul lui concret, Andrei va face un planton 2 pe timpul nopții și va primi o sarcină clară de la mine. Dați seama că eu trebuie să fac totul de unul singur. Bine, glumeam. Mai am și alți colegi care mă ajută. Dar haideți să vă arăt ce fac eu aici. Eu, de fapt, trebuie să fac curat în vestiar. Dau cu mătura, cu mopul, strâng ce-a mai rămas după colegii mei și cam atât. Mă apuc de treabă. Mă lăsați și pe mine să-mi fac treaba? Și acum a venit momentul să mergem la studiu. După ce terminăm cursurile, deși s-ar putea crede că se termină ziua aici, după un timp liber, avem studiul. Studiu în care noi ne pregătim lecțiile pentru a doua zi, singuri, sau putem merge chiar la consultații. Suntem aici bun la studi și mergem să învățăm, că altceva ce putem să facem, nu? Am ajuns la clase, tocmai ce trebuie să intru, să mă pregătesc să-mi fac temele pentru mâine. Sper să nu am foarte mult, deoarece am antrenat la handbal cât de curând și chiar vreau să ajung.
efectiv ce ai băgat aici la prima opinie, după aia în primul rând și în al doilea rând, trebuie efectiv să sintetizezi tot textul. Deo, stai. Ai făcut, stai așa. L-ai făcut pe A4 de la 56? Nu, n-am reușit să-l fac. Băi, nu pot să-i dau de cap. Nu pot. Vrei să mergem la consultație? Chiar te rog, hai să mergem, că mi-era rușine să mă duc singur. Sunt Teodora, vin din comuna Cilien, județul Olt. Și am venit la liceu militar pentru că m-a ambiționat un prieten mai mare care este acum clasa 12-a. Și mereu am fost așa ambițioasă și am vrut să le arăt celorlalți că pot să fac ceva. Eu m-am cunoscut cu Teodora acum 4 ani în Italia, într-un proiect. Păi în afara programului de școală, profesorii vin de fiecare dată să ne ajute în fiecare după amiază, la orice materie avem nevoie. Putem să mergem să-i întrebăm, chiar dacă nu este profesorul de la școală pe care noi îl avem la clasă, putem să mergem la oricine, sigur o să ne ajute cu ce avem nevoie. Bună seara! Salut, bună doamnă! Bună seara! Am condiția de existență că 4 este mai mare decât 0. Da, în primul rând este o ecuație irațională. O ecuație irațională este acea ecuație în care necunoscută apare. Eu cred că trebuie să învățați întâi teoria foarte bine și după aceea să vă apucați de exerciții. Mulțumim, doamnă! Cu plăcere și vă urez succes! Mulțumim! Da? Mă duc să mă schimb, că am antrenament cât de curând și chiar vreau să trag foarte tare, pentru că sâmbătă la NSS-urile, adică concursul la sportiv de handbal între liceele din Craiova. Wow, și doar de handbal sau? Nu, este și de basket, și de volei, și masculin și feminin chiar. Bine, hai du-te și te grăbești. Bine, mulțumesc! Gata, sunt pregătit, mă duc să încep antrenamentul, mă așteaptă băieții deja, îi văd că lucrează din greu. Se descurcă, toți ne descurcăm și dăm tot ce putem în antrenamente. El joacă extremă, extrema stângă. Avem sâmbătă cu liceul de la Cuza, cu cei de la Cuza și știu că îi știu de mic, am mai jucat cu ei. Va fi un meci greu, dar cred că putem câștiga. Cred că o să joace. Ai apucat să intri în teren? Da, am apucat. Cam 4 secunde în 2 ore de meci. Ai fost cam băiat cu apă? Chiar deloc, am fost beată cu mingile. Eu am jucat handbal înainte de liceu, mi-a plăcut ca sport și a rămas și am zis să juc și în continuare ca lucru extracurricular. Colegul meu, Bărțan, care are 8 ani de handbal și trebuie să recunosc, joacă bine. În momentul de față avem repetiții. Ne antrenăm, mai exact repetăm, pentru un spectacol pe care îl plănuim în câteva săptămâni. Trebuie să ne organizăm să facem ceva foarte frumos, să gândăm pe toată lumea. Trebuie să facem niște texte despre Marin Sorescu, să-l prezentăm cum a fost el în viața de liceu militar. Cred că este foarte important să participăm la alte activități, nu doar să învățăm. Că și din aceste activități învățăm foarte multe lucruri, chiar dacă nu este materia de la școală, dar învățăm despre viață, cumva. Marine! Marine, unde ești, mă? Uite ce și-a băgat ea! Cea mai oltenească expresie? Nu pot să spun pe cameră. Vreau să facem repetiții, să iasă totul bine. Vrei să începem? Este o ie destul de veche, primită de la bunica mea. Am foarte mulți colegi talentați. Fiecare e talentat în felul lui. Vin de la cină și mi-am un singur lucru de făcut în această seară. Apelul de seară, care este ultima donare din program. Hai cu mine să-ți arăt ce este. Domnule elev tonier, la compania a doua elev s-a efectuat apelul de seară în formație, nu sunt elevi absenți nemotivați. Companii drept, companii pe loc, pe pauză. Mă numesc Negrescu Alexei Ioana, am 18 ani, sunt din Drobeta Turnu Severin și sunt elevă la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, în clasa a 12-a. Gradat în liceu militar îndeplinește o funcție. Funcția mea este de înlocuitor al comandantului de companie. Comandantul de companie este cadrul militar care are grijă de elevii dintr-un anumit an de studiu. Noi ne înțelegem foarte bine cu gradatul nostru
și îl respectăm, pentru că și el ne arată respect. Să fii gradat, da, este o responsabilitate în plus, dar consider că este și ceva foarte frumos. Colegiul Baniaș, Colegiul Re, pentru onor, înainte. Domnule capitan, la Colegiul Național Militar Tudor Admirescu s-a efectuat apelul de seară. În formație nu sunt reacțiezi motivat. Colegiul drept, Colegiul pe loc, pau. Pani înainte, repau, prezenturile. Nu e nici primul, nu e nici ultimul. E plantul 2.